Adevăratul bilanț al atentatului terorist din teatrul de la Moscova, din suburbiile Moscovei, a fost de 240 de morți, nu 139 cât ne anunță bilanțul oficial. E adevărat că în informările oficiale se vorbește despre 100 de dispăruți. De fapt, sunt decedați. Sunt în mormanul de fiare și moloz care a rezultat în urma incendiului, știți, clădirea s-a prăbușit. Informația apare într-o analiză Bloomberg, care ne vorbește despre situația din anturajul lui Putin. Nimeni nu crede teza că Ucraina este de vină pentru atentat și cu toții așteaptă ca Putin să facă ceva, pentru că situația lui e din ce în ce mai complicată. Se spune în această analiză că toți sunt șocați de eșecul FSB. Toți vor capul șefului FSB, Bornikov. Se pare că spre această soluție se îndreaptă lucrurile, pentru că Putin are ceva de dovedit. Sunt multe îngrijorări în legătură cu și alte repercusiuni care ar putea exista, de exemplu, un atac generalizat asupra Ucrainei, se vorbește despre Kharkov sau despre Kiev. Să adăugăm și că astăzi purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, a spus că este extrem de greu de crezut că statul islamic a fost autorul atacului de la Teatrul Crocus, teatrul de la marginea Moscovei. Asta după ce șeful FSB, în mod extraordinar, a vorbit cu presa și a spus că e clar că atentatul a fost pregătit de ucraineni cu susținerea serviciilor de informații din Marea Britanie și din Statele Unite. Nu mai adăugăm declarația lui Patrușev, Nicolae Patrușev, care repede, la o întrebare a unui jurnalist, a spus nu ISIS, ci Ucraina este de vină pentru ce s-a întâmplat la Teatrul Crocus. Cristian Deaconescu, Ion Meoniță și Ioan Stanomir în studioul Digi24. Ni se alătură Corneliu Biola, este profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford. Bună seara, domnule profesor! Bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație! Ce va face Putin? Cred că ceea ce se întâmplă în momentul de față la Kremlin are o logică. Trebuie să ne amintim în primul rând cu cine avem de-a face. Când ne uităm la Rusia, știm cu toții că este o dictatură, că este un sistem autoritar. Cum se diferențiază un sistem autoritar de o democrație? Mulți vorbesc de faptul că o persoană deține toată puterea. Aș spune că acest lucru este consecință. Diferența fundamentală între o democrație și un sistem autoritar este faptul că regimul autoritar se bazează pe minciună. Fundamentul structural este nevoie de minciună într-un sistem autoritar. De ce este acest lucru necesar? Pentru că trebuie să mascheze vulnerabilități. Trebuie să mascheze, că de multe ori sunt considerate fatale. Deci eșafodajul, fațada Potemkin pe care un regim autoritar trebuie să o proiecteze, este bazată pe o trăsătură de minciuni. Problema este că aceste minciuni sunt ținute într-un echilibru destul de instabil și precar. Și în momentul în care se intersectează cu realitatea, ele sunt contestate. Este exact acest lucru se întâmplă în momentul de față. Ce s-a întâmplat prin acest atentat terorist? Că multe minciuni au fost expuse. Ce a fost expus? De exemplu, problema cu FSB-ul. Dacă ne uităm la cei patru teroriști, ei nu arată genul de eroi și Schwarzenegger cu 10 arme după ei care poate să subjuge așa ușor un teatru. Și atunci o problemă care apare este ce s-a întâmplat cu FSB-ul, care au fost investite foarte multe resurse, bani, fonduri și care este incapabil să gestioneze o astfel de situație. De aici suspiciunea că a fost de fapt implicat și așa mai departe. O a doua minciună care este expusă este pactul faustic pe care Putin l-a făcut cu rușii. Dați-mi pe rând toate libertățile voastre pentru că, în schimb, vă asigur stabilitate. Asta a fost mesajul chiar din acel exercițiu propagandistic organizat cu o săptămână înainte, denumit artificial alegeri. Acest pact faustic, rușii în momentul de față, n-au nici libertăți, n-au nici stabilitate. Al treilea minciună este vestului. Vestul întotdeauna a fost în această țesătură, acest proiect de șafodaj a regimului de la Kremlin. Este vorbit de faptul că vestul vrea să distrugă Rusia. Ei bine, a fost Statele Unite care au avertizat acest lucru, nu numai prin ambasadă, dar Adrian Watson, care a fost spokesperson, purtător de cuvânt al Consiliului de Securitate, prin canale oficiale. A avertizat. Deci cine protejează cetățenii ruși?
Vestul cel culit sau Putin care a dezavut acea declarație? Deci sunt aceste șiri de minciuni și când ai o astfel de criză, aparatul propagandistic trebuie montat, invocat, să peticească eșafodajul Potemkin. Asta se întâmplă în momentul de față, de aici și bâlbele respective pe care le vedem și care probabil va fi peticit printr-o altfel de țesătură și care va rezista până la următoarea intersecție cu realitatea. Asta este, cred că trebuie să reținem de ce ne miră uneori declarațiile acestea halucinante care vin de la Kremlin. Ei trebuie să apere o fațadă și fațada aceasta pe care o proiectează constant este de fapt, este totul fals din punctul de vedere. Foarte interesant. În ce măsură va fi acționată. Analiza Bloomberg citează surse care spun că Putin însuși nu crede scenariul ăsta cu Ucraina, dar își dă seama că nu are nicio altă variantă, trebuie să livreze o teză care să-i trimită pe ucraineni, să-i trimită pe ruși cu gândul la nevoia unei răzbunări în Ucraina. Numai că apar celelalte probleme. Are nevoie de o nouă mobilizare, nu o poate face, are nevoie de alte resurse pe care nu le are. Vă rog, la ce vă așteptați? Pentru a evita un precedent, orice act terorist din perspectiva deciziei statale instituționale presupune două direcții. În primul rând, identificarea și clarificarea responsabilităților interne. Indiferent ce faci după aceea, practic au murit sute de oameni și un om, dacă și-ar pierde viața, ai o responsabilitate instituțională pe vertical. Și al doilea aspect, ar fi retalierea. Nu poți să lași nesancționat un act terorist de o astfel de amploare, nu poți să te faci că nu s-a întâmplat, pentru că atunci ai genera un precedent, vulnerabilitatea se plătește. 11 septembrie 2001, nu vorbim numai de ruși, vorbim până la urmă de un răspuns care s-a prelungit în an de zile cu războaie și situații foarte complicate, revenind la acest subiect. Evident că retalierea ar separa comunicarea Kremlinului pe două fronturi. Una spre zona musulmană, islamică, unde se pare totuși că au câteva idei destul de violente, dar păstrând paradigma ucrainean. Și atunci încearcă, probabil, și aici vor fi semnalele, ca pe de-o parte să țină responsabil Ucraina, pentru că în acest moment, țin să vă spun, Federația Rusă se află în fața războiului întregului popor. După momentul electoral, nu mai este numai o decizie politică a Kremlinului. Este asumarea, la nivelul societății ruse, a unui război defensiv. Pentru că, teoretic, a fost confirmată politica lui Putin prin realegerea lui. Exact. A unui război defensiv, bine, în ghilimele de rigoare, în care Occidentul este principalul adversar, deci trebuie să-l ținem în peisaj, și Ucraina, sigur, o zonă proxy care, condusă de un regim așa cum e el, nu înțelege faptul că Federația Rusă, de fapt, vrea binele Ucrainei. Domnule profesor Stanomir, ce va face Putin? Este greu de spus deocamdată, cum spune. Trebuie să facă ceva? Bun, deocamdată, chestiunea este complicată de faptul că ei refuză să accepte evidența că acest atentat nu a fost opera Ucrainei, ci este opera, rezultatul propriei politici ruse în raport de Asia Centrală, de Caucaz. Pentru că acolo, să nu uităm, Federația Rusă a fost implicată profund, de exemplu, în lupta din Siria și este foarte probabil ca ceea ce s-a întâmplat acum să fie un efect întârziat al angajamentului rus din Siria. Este o problemă foarte delicată pentru că, într-adevăr, regimurile despotice au o teamă extraordinară de adevăr, dar nu e mai puțin adevărat că și după propriile lor standarde istorice, oficialii ruși se află la un punct de minim istoric, adică sunt rare ocaziile în ultima sută de ani în care se poți observa mai multă ipocrizie, mai multă abjecție, mai multă mizerie umană, mai mult servilism, mai multă irresponsabilitate. Totuși, au murit sute de oameni, s-a prăbușit o clădire, a fost un moment traumatizant și toate acele automate umane pe care le vedem, în, de exemplu, la întruniile aparatului de securitate, repetă obsesiv aceeași temă. E o problemă și pe măsură, și aici sunt de acord cu domnul Biola, pe măsură ce se va adânci această prăpastie, răspunsul acestor automate umane va fi același și acest răspuns va duce societatea rusă tot mai departe pe această pantă. Pentru că, într-adevăr, societatea rusă s-a predat treptat
în acești 25 de ani unui om politic care a beneficiat în mod cinic de două mari temeri ale rușilor, temerea de criză economică și temerea de prăbușirea prestigiului lor imperial. Și le-a promis siguranță economică și refacerea prestigiului imperial, ori se vede că acum, din fostele colonii, pentru că înțelegem că atentatorii provin din Tadjikistan, din fostele colonii apar realele probleme. Și aș mai spune ceva, pentru a înțelege profilul politicii coloniale a Federației Ruse, este de ajuns să ne uităm la imaginea lui Kadyrov, dictatorul din Cecenia. Sunt puține personaje politice care le galează nu doar în fanfaronadă, ci și în cruzime. Și faptul că Federația Rusă, care se pretinde a fi un stat laic, a predat o întreagă populație unui satrap odios, care folosește islamul pe post de armă de legitimare, spune foarte mult despre adevăratele țeruri ale lui Vladimir Putin. Vladimir Putin și roboții săi securiști au dispreț profund pentru toți rușii, indiferent de etnie. Dar probabil că pentru cei care sunt etnici neruși, disprețul este și mai mare, sunt carne de tun, sunt niște persoane de care se pot servi fără să existe niciun fel de repercusiuni. E o tragedie, dar a spune că e o tragedie care dezvăluie încă o dată adevărata natură a acestui stat. Este un imperiu, un imperiu care refuză să-și accepte natura, un imperiu care ține prizoniere multe națiuni și, în primul rând, ține prizonieră națiunea rusă. Etnicii ruși sunt prizonieri acestui sistem pe care îl creditează cu misiuni pe care nu le mai poate îndeplini. Domnul profesor Corneliu Biola ne aducea aminte de avertismentul din 7 martie, un avertisment al Departamentului de Stat. Era pentru cetățenii americani din Rusia să se ferească de locurile aglomerate pentru că există un risc mare de atentat terorist. Se vorbea în lista locurilor aglomerate, inclusiv despre săli de concerte, săli de spectacol, săli de teatru. Un avertisment care le-a fost comunicat și rușilor pe canale diplomatice și în seara asta generalul Budanov de la Kiev, într-o scurtă declarație pentru presa ucraineană, spune că Rusia în mod clar a știut despre pregătirea acestui atac terorist cel puțin din data de 15 februarie, pentru că a primit această informație din Siria, pe căi de spionaj, spune generalul Budanov. Ion Mioniță, ce va face Putin? Va merge în continuare pe această idee. Ucraina și Occidentul sunt de vină, nu ISIS. Și ați văzut că acest mesaj a început să fie construit de propagandiștii Kremlinului imediat după atentat. Și pe urmă au întărit toate aceste linii, venind și mesajele de la cel mai înalt nivel și la nivelele de securitate, instituțiilor de securitate ale Federației Ruse, care au ignorat complet, nici măcar nu au pronunțat stat islamic. Nici astăzi nu există această formulă că atentatorii au vreo legătură cu stat islamic. Lovitura cea mai mare pe care au primit-o în tot acest eșafodaj de propagandă prin care vor să justifice probabil o acțiune și mai agresivă la adresa Ucrainei, lovitura a venit de unde nu se așteptau. Pur și simplu au rămas perplexi. Comunicatul prin care ISIS Khorasan își asumă responsabilitatea acestui atentat. După imaginile care dovedesc că au avut acces la imaginile de acolo. N-au crezut așa ceva, pentru că asta le dărâmă ceea ce au construit imediat. Imediat după atentat, în acea seară, au dat direcția. Ucraina este de vină susținută din spate de Occident, Statele Unite, mă rog, toți ceilalți. Asta era acțiunea și vine peste câteva ore, vine lovitura. Torpila care dărâmă, scufundă această construcție. Pentru că vine ISIS Khorasan și spune, noi am făcut chestia asta. Bineînțeles, e organizație teroristă, vinovată de multe crime, nu este o însăilare.
Faptul, dacă ar fi fost un nume inventat, o nouă organizație apărută acum, nu știm de ea, dar credibilitatea acestui comunicat de asumare vine din istoria sângeroasă a ISIS Khorasan, care au omorât soldați americani pe aeroportul din Kabul în zilele retragerii din Afganistan. 13 soldați a fost cel mai sângeros atentat din o serie de atentate în Afganistan privind victimele americane. A organizat și alte atentate în Afganistan sau în Iran când a fost comemorarea lui Suleimani. Tot ei și-au asumat acest atentat care a omorât tot musulmani șiiți prezenți acolo. Deci este o organizație cu un trecut sângeros care poate să a demonstrat că face așa ceva și atunci comunicatul lor se susține prin istoria lor teroristă cu multe victime. Organizație care, iată, a arătat că are capacitatea să omoare mulți oameni și în locuri îndepărtate de sediul lor. Acum, organizând acest atentat. Pe de altă parte, sigur că și propaganda e puternică și rușii cred și așa mai departe, dar totuși câți ruși care s-au uitat la televizor au fost convinși că acei oameni sunt fioroși și atentatori. Poate ar fi, poate... Adică, se vedea din mecanica acelor așa zise interogatorii violente că parcă era ceva care era oarecum stabilit dinainte. Cine știe... Și că respectivii nu aveau nicio altă șansă decât să mărturisească, pentru că altfel bineînțeles erau călcați în picioare. Bineînțeles. Ce credibilitate are când toci pe cineva, nu, de viu? Sigur că tortura, na, ce produce? Dar, ca atare, păreau lucrurile artificiale. Și toate astea ca să acopere ce? Un eșec enorm al serviciilor de securitate. Atât de dragi lui Putin. Exact, un eșec enorm. De fapt, nu e nimic nou. A fost submarinul Kursk. Dar întotdeauna au fost alte tragedii. Mergem pe mentalitate în urmă, în istorie. A fost Cernobâlul. A ieșit cineva să spună că am avut un accident la centrala nucleară, cel mai grav din istorie? Peste o săptămână, două săptămâni, suedezii măsurând radiațiile au văzut că deasupra Suediei este un nor radioactiv și toată lumea a intrat în fibrilație și de unde e și până la urmă zice, da, a explodat un reactor pe la noi, pe URSS. Este o întreagă mentalitate, dar acum este exacerbată și am ajuns probabil în situația în care propagandiștii primesc liniile de propagandă pe care se lansează mesajele către populație, iar cei de la vârf, după aia se uită ei la televizor și consideră că așa e. Adică a început să fie un cerc vicios în care nu mai fac diferența. Și ați văzut logica, a fost expusă foarte clar. Ce, dar de ce să ne atace pe noi ISIS? Adică nu spun ISIS că este o organizație teroristă care a omorât oameni în Siria, în Irak, când statul islamic a cucerit aproape jumătate despre din Nord-Iran. Despre prezența Rusiei în Siria, care era anunțată exact a fi menită. Și îi spun următorul lucru, de la cel mai înalt nivel. Dar ce treabă are? Adică noi suntem prieteni cu ISIS sau noi suntem de partea lumii musulmane în conflictul din Gaza? Adică de ce să ne atacați pe noi? Din contră, noi ar trebui să fim de aceeași parte a baricadei. Deci vedeți că e un refuz mental de a accepta că poate să fie, domne, organizație teroristă islamică care are alte chestiuni cu Rusia, pe Siria, pe intervenția chiar dacă a fost în anii 80 în Afganistan și așa mai departe. Cu legătură Asia sau Centrală, nu, o să ne spuneți dumneavoastră dacă are vreo legătură sau nu, se întâmplă ceva foarte ciudat la Kiev. Într-un rarisim interviu, de fapt nici măcar n-a fost interviu, a fost o intervenție la televiziunea de stat de la Kiev, generalul Vasili Maliuk, care este șeful SBU, vorbește despre asasinate organizate de Ucraina, de serviciul lui SBU, Serviciul de Securitate al Ucrainei, împotriva persoanelor responsabile de crime de război.
Cu această ocazie, domnul general spune că, într-adevăr, ucrainenii au vrut să-l asasineze pe Dugin, dar că s-a întâmplat un accident, că Dugin și-a schimbat mașina cu mașina în care mergea fiica lui și atunci, din greșeală, așa spune, chiar așa spune generalul Maliuc, din greșeală Daria Dugina a fost asasinată. De fapt, vizat era tatăl ei. Spune și că ucrainenii l-au asasinat pe Vladen Tatarski, era celebrul vlogger, blogger militar care a fost ucis într-o cafenea de la Sankt Petersburg și face apoi o listă, spune că această operațiune este în desfășurare, că nu poate să recunoască alte fapte și nu va vorbi despre ele, dar este un plan care este pus în aplicare. Cu alte cuvinte, șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei spune că ucrainenii îi asasinează pe cei care sunt împotriva Ucrainei. Mulți dintre ei sunt ucraineni, Daria Dugina nu, dar Tatarski se pare că ar fi avut origini ucrainene, ceilalți de pe listă sunt ucraineni sau ar fi avut legătură cu ucrainenii și sunt împotriva, erau, că au murit, asasinați de ucraineni, împotriva regimului de la Kiev, împotriva independenței și suveranității Ucrainei. De ce face asta? De ce vine vestea acum? Mi se pare extrem de bizar. Nu spun cât se poate de sincer. Deci nu înțeleg, nici nu avem cum să explicăm raționalitățile din spate, pentru că ceea ce discutăm e o apariție publică pe astfel de subiecte. Ca să nu mai vorbesc de faptul că niciun, și știu că asta enervează pe mulți, niciun serviciu secret din lumea asta nu ia măsuri de sancționare penală. Penală? Da. Păi, mai spuneți odată. Cred că aici nu cred. Credeți că în virtutea legilor din Ucraina nu s-au produs aceste asasinate? Nu știu. Vorbesc de comunicat. Deci, în pentru că atunci ar fi trebuit ca respectivii să fie condamnați. Și în orice caz, păi nu știm că Dugin a fost condamnat în Ucraina? Nu știu. Știm. Deci, și legat de statul care este agresat, regulile războiului sunt aceleași. Și sunt stabilite în Convenția de la Geneva și protocoalele adiționale. În ce sens? În sensul tocmai de a proteja populația civilă. Cine exercită o acțiune care, direct sau indirect, intră în logica de război, evident că primește un răspuns pe măsură, fără doar și poate. Dar acest tip de publicitate al unor acțiuni vizând civili, repet, mi se pare straniu. Deci cu toată simpatia, realmente, pentru prin ce trece acest popor și cât de rezilient este, nu înțeleg acest politic, ofițer, ce e el. General. Nu înțeleg. Generalul Vasilii Maliuc, șeful SBU. De ce a simțit nevoia acum și în această modalitate să se prezinte public? Cred că e o formă mai mult de, macioism, o formă din asta de atitudine prin care încearcă să... Nu l-a întrebat nimeni, bănuiesc, asta a făcut-o din propria inițiativă. A fost o intervenție la televiziunea de stat de la Kiev, deci, în care a făcut aceste precizări, după probabil, care au suficiente argumente în a-și motiva poporul prin tocmai faptele propriului popor. Sau o amenințare pentru dușmanii, inamicii care ar putea fi vizați de maniera asta? Eu cred ca și domnul ministru că anumite lucruri se fac, dar nu se comentează. Da. Și că pe măsură ce comentezi, faptele trecute devin o problemă, iar faptele viitoare devin o imposibilitate. Și aș da exemplu statului care are cea mai vastă experiență în a oferi criminalilor răsplată pe care o merită, Israelul. Israelul rare ori comentează ceea ce face. Foarte rar comentează. Ceea ce se întâmplă în Gaza este altceva, pentru că acolo vorbim de o operație militară anunțată și desfășurată. Dar statul Israel păstrează întotdeauna o discreție, iar atunci când a fost vorba de misiunea îndreptată împotriva criminalilor odioși de la München, a fost o misiune gândită de autoritățile israeliene în cea mai mare discreție. Pentru că aici, cum spunea domnul ministru, trebuie să facem distinția între două planuri. Cei care se fac vinovați de crime împotriva umanității, crime de război și genocid, sunt puși sub acuzare, chiar în absenția, și împotriva lor planează o potențială condamnare. Restul este o cu totul altă situație, pentru că războiul nu se poartă cu civili. Războiul se poartă cu militari, iar aceste operațiuni secrete trebuie să rămână oarecum discrete. Și aș mai spune ceva, că se simte în atitudinea autorităților de la Kiev oarecare
cum să mă exprim, legal, nu este momentul lor cel mai fericit. Se produc și schimbări intempestive la nivelul establishmentului politico-militar. Există o anumită neliniște legată de poziția strategică. Domnul Maliuc, general Maliuc, este șef la SBU de o lună. O lună jumătate. Adică, vedeți, dumneavoastră... Are ceva de dovedit, probabil. Nu știu, eu cred că Ucraina trebuie, în primul rând, să rămână fidelă aceluiași comportament care a câștigat simpatia noastră. Și președintele Zelenski e într-un moment foarte delicat. Ei nu doresc să organizeze alegeri. Nu vor organiza alegeri. Asta înseamnă prelungirea sine die autorității președintelui Zelenski. Și este clar că pe măsură ce timpul trece și nu trece în favoarea Ucrainei, autoritatea președintelui se erodează și nu trebuie să uităm că Ucraina trăiește sub imperiul legii marțiale. Acolo elementele de natură politică sunt sever restricționate. Adică nu este o țară în care libertatea de participare publică și politică să fie cu adevărat garantată. E o țară care trăiește sub imperiul legii marțiale și într-o stare de război. Ca atare, e clar că e ceva în Ucraina care nu mai funcționează, de exemplu, ca anul trecut. Este vorba și de problema recrutării, dificultățile pe care le au în privința rotației pe front. Apariția unor fenomene greu de acceptat public, dar reale, cum ar fi sustragerea de la recrutare prin fuga în străinătate. Aceste fenomene sapă undeva la temelia moralului ucrainean și probabil că acest tip de enunțuri sunt gândite ca un fel de încurajare, dar eu cred că nu încurajează, ci fac un deserviciu, pentru că nu este productiv pentru un serviciu să recunoască asemenea operații. Operațiile acestea se realizează, dar a ieși în public cu ele și a te lăuda ca și cum te lăuda cu scalpurile de pe vremuri nu este o formulă sănătoasă. Cred că este mai bine, precum israelienii, să taci și să faci și să te ocupi cu grijă de cei care au încercat să te extermine. Domnule profesor Biola, campania, așa spune generalul Maliuc, campania de asasinate a Kievului, de a elimina pe ucrainenii care colaborează cu rușii, repet, Daria Dugina, chiar din greșeală, Dugin, tatăl ei, nu e ucrainean, dar în fine, va continua. Ăsta e anunțul pe care îl face generalul ucrainean. Care-i comentariul dumneavoastră? În momentul în care se face comunicare strategică, trebuie să te gândești întotdeauna care sunt audiențele tale. Pentru că mesajul va fi interpretat diferit. De exemplu, un astfel de mesaj în societatea vestică va fi interpretat negativ. Și e foarte clar de ce. În societatea ucraineană s-ar putea să fie interpretat ca un mesaj de încurajare. Problema este dacă aceste două sunt țintele pe care încearcă să le atingă generalul respectiv sau este vorba de o anumită elită rusească. Pe mine mă frapează momentul. Momentul în care Putin încearcă să plaseze vina pentru acel atentat tocmai asupra Ucrainei, într-un fel genul ăsta de mesaj și dă apă la moară. Vedeți, e ceva, care v-am spus de la bun început, că ucrainienii au gânduri negre. Dar pe de altă parte, probabil că momentul nu ar fi neapărat inoportun din punctul de vedere al ucrainienilor. Se gândesc că ceva se întâmplă și încearcă să descurajeze, să-i avertizeze pe acei lideri care ar putea fi implicați într-o campanie, vorbește de Kharkov, se vorbește de Odessa, ceva masiv, că nu vor scăpa de judecată. Dacă se gândesc că acea imunitate pe care Putin încearcă să le-o confere prin amenințările nucleare, să le spună nu, armele nucleare poate va ajuta în o anumită, dar voi nu scăpați. Este un mesaj dificil, fără doar și îndoială. Era mai de preferat genul Eichmann, cum spunea domnul profesor Stanumir, capturezi un general, îl judeci, e altă, și atunci satisfaci și anumite condiții legale. A dezvălui public asasinate, cred că s-ar putea ca acest calcul pe care l-au făcut, probabil că vestul va tolera acest lucru, ucrainenii se vor încuraja, dar să sperăm că cei din elitele rusești, cred că în momentul ăsta ei sezizează că s-ar putea să fie ceva fisuri la nivelul elitei. Și în ce măsură aceste fisuri pot fi exploatate, adică într-un fel aplică metodele rusești împotriva rușilor. Este metoda cea mai bună?
Nu știm. Și nu avem toate informațiile foarte clare. Pe ce se bazează când se gândesc că va fi probabil un atac împotriva Ucrainei diferit de ce s-a întâmplat până acum? Avem toate datele, s-ar putea să nu, s-ar putea să le aflăm mai târziu. Dar ce vreau să spun, comunicarea strategică înseamnă diferite audiențe. Și întotdeauna trebuie să faci un calcul care sunt beneficiile pe care vrei să le obții și dacă riscurile sau în sfârșit costurile depășesc în acest caz avantajele pe care dorești să le obții. Un apel ciudat al unui ministru de externe dintr-o țară membră NATO către membrii NATO venit acest apel prin intermediul unui interviu dat pentru TASS, agenția de presă a Rusiei. Ați ghicit, este vorba despre ministrul de externe al Ungariei, care vorbește despre riscul terifiant al celui de-al treilea război mondial care se apropie. Care e apelul pe care îl face către aliații din NATO, vorbind pentru o audiență din Federația Rusă? Vă spunem după o scurtă pauză, rămâneți cu noi. Putin este cea mai mare amenințare pentru umanitate, spun într-o scrisoare deschisă 39 de laureați Nobel, printre ei Herta Müller, cer semnatarii scrisorii ajutor militar urgent pentru Ucraina, spun ei la un moment dat. München 1938 nu trebuie să se repete cu Ucraina în locul Cehoslovaciei. Ucraina are nevoie urgentă de ajutor militar. 39 de laureați Nobel spun asta într-o scrisoare deschisă. Acum ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjártó, dă un interviu pentru agenția de presă de stat a Federației Ruse, TASS, în care lansează un apel către aliații din NATO. Ungaria este țară membră NATO. Spune așa ministrul de externe de la Budapesta. Riscul terifiant al unui al treilea război mondial se apropie. Fac un apel către toți aliații din NATO să se abțină de la orice acțiuni sau declarații care ar putea aduce mai aproape riscul unui război mondial. Domnule profesor, am fi spus că le-am văzut pe toate de la Budapesta, că nu ne mai poate surprinde cu nimic. Și totuși, un apel lansat către prietenii, aliații din NATO, într-un interviu dat pentru presa rusă, e ceva ce aproape că nu-ți poți imagina. Dar s-a întâmplat. Sigur, cazul Ungariei este un caz întristător și tragic, pentru că totuși Ungaria a fost o națiune care a suferit enorm în vremea comunismului și o națiune care a avut un curaj deosebit, un curaj la care noi putem doar să visăm. Ce au făcut în 1956 este o probă de eroism. Și e de ajuns să ne amintim ultimul mesaj al radioului maghiar liber către întreaga lume. Conducătorii de la Budapesta merg pe un drum deosebit de delicat și de riscant, pentru că ei, până la urmă, ne obligă pe noi toți să ne revizuim punctele de vedere pe care le aveam față de Ungaria. Pentru că mie mi se pare că ridică și o problemă de loialitate. Nu poți să fii și în NATO și să fii și prieten al Federației Ruse. E o chestiune foarte delicată, iar Ungaria este probabil cea mai vocală în susținerea acestei poziții. Mi se pare că paralela cu Slovacia este înșelătoare, fiindcă acolo sunt mai degrabă chestiuni ale lui Robert Fico în raport de Ucraina, nu neapărat o dragoste ieșită din comun față de Federația Rusă. Aici mi se pare că ambițiile acestea megalomanice ale lui Viktor Orban îl fac pe Orban să viseze la poziția de salvator al Europei, dar nu i-a cerut nimeni. Și aș mai spune ceva la final, că este o probă de cinism să te folosești de temerea legitimă a cetățenilor europeni de un cataclism nuclear și să apelezi, de fapt, la capitulare. Pentru că, să fim bineînțeleși, dacă Federația Rusă obține ceea ce dorește în acest moment, cu conducerea pe care o are, cu ipocrizia monstruoasă de care de dovadă acum, este o chestiune de timp, până când alte națiuni
vor fi amenințate. Apropo de octombrie 1956, în același interviu, la un moment dat, Peter C. Arto spune: rușii sunt bineveniți. Noi avem o lungă tradiție în primirea turiștilor ruși să vină, pentru că le dăm vize Schengen fără niciun fel de obstacol. Domnule ministru. Pe scurt, nu e vina lui. Am asistat în Consilii Nord-Atlantice, la nivel de miniștri de externe, Consiliul Afaceri Generale, la nivelul Uniunii Europene, la miniștri de externe, când astfel de declarații erau puse în discuția sălii. Da? Și ți se cere să dai explicații. Pentru că e vorba de angajament politic, convenirăm la nivelul Alianței Nord-Atlantice ca dialogul, de exemplu, bilateral să fie coborât la minimum cu Federația Rusă, de ce te duci cu ministrul de externe? Dincolo de tot ce spui. Doi. În ce măsură declarația ta publică de angajament... O imagine din dreapta jos, da? Acelea sunt. În ce măsură angajamentul tău diplomatic coincide cu valorile și sistemul în care ne aflăm, pentru care ne aflăm în această sală? Vă spun, pentru lucruri mult mai, mă rog, mai reduse, dar din punct de vedere al angajamentului politic, ministrul de externe e mult mai rigid din această perspectivă decât șeful statului. Aici nuanțele nu prea există la aceste nivele. Deci, repet, în sală să-l pună în discuție. Așa cum s-a practicat. Există probabil o explicație pentru această opțiune a regimului Orban. Și este explicație pe care trebuie să o spunem cu maximă sinceritate. Este vorba de revizionism. Ungaria are probabil în subconștient această politică revizionistă. Pe mine mă miră cu intelectul limitat pe care l-am. Cum pot adera la această poziție orbanistă cei din Slovacia, care sunt amenințați direct de același revizionism? Pentru că vreau să vă împărtășesc o experiență. Mă uitam pe o rețea socială de care se tot discută, de TikTok, și erau imagini din martie 39, cu intrarea trupelor hortiste în părțile anexate din Slovacia. Ori, când tu formulezi turiștii ruși sunt bineveniți, dar cei din 56 erau tot turiști? Trupele ruse care au contribuit alături de cele austriece la exterminarea generalilor maghiari și la înăbușirea Revoluției Maghiare erau tot turiști? Tu în ce calitate vrei să intri în România? Vrei să intri în calitate de ocupant sau de prieten? Cum te raportezi la regimul Horthy? Care mai este atitudinea ta față de o moștenire istorică traumatizantă și pentru maghiari și pentru români? Pentru că, vedeți, eu am o reținere să folosesc termenul de revizionist, pentru că în vremea lui Nicolae Ceaușescu era marota preferată a propagandei. În anii 80, întotdeauna când Nicolae Ceaușescu avea ceva în minte legat, spunea imediat este revizionismul maghiar. Dar de această dată eu nu pot decât să constat că prin hărți, prin mesaje, prin propagandă, statul maghiar pune în discuție frontierele și speră într-un mod irresponsabil și dezonorant pentru el, că din catastrofa ucraineană va avea un ce folos. Și aici nu mă pot împiedica să mai fac un comentariu. Când politicieni români intră în hora revizionismului, ei comit o eroare impardonabilă. Pentru că dacă ai intrat în această horă, nu intri pentru a te bate pe cadavrul Ucrainei, ci pentru a încuraja state precum Ungaria pe acest drum. Adică atunci când Claudiu Târziu a făcut acele declarații jenante, odioase, inacceptabile, el s-a pus pe același plan cu politicienii maghiari de la putere și din partidele de dreapta radicală, care speră că redesenarea frontierelor Europei este o șansă pentru un stat care nu a trecut, pare-se, peste trauma Trianonului. Eu sunt primul care să spună că este firesc să avem pentru populația maghiară din România cea mai mare empatie posibilă și trebuie să fim întotdeauna atenți să le acordăm cel mai mare respect și o înțelegere umană a schimbării de statut prin care au trecut. Dar de la asta până a toca mereu aceeași temă este o distanță enormă și devine inacceptabil și, cum spune domnul ministru, până la urmă trebuie să alegi. Ești cu revizioniștii sau ești cu cei care apără libertatea națiunilor? Deci, alegerea e făcută. Alegerea e făcută. Dar sunt în continuare și în NATO și în Uniunea Europeană. Sunt și cu NATO și cu Uniunea, pentru că a jucat această carte. Dar eu aș pune în continuare a ideilor domnului profesor și domnului ministru. În context cu declarația pe care a citat-o mai devreme, cu cei 38 care au spus, nu putem merge să facem revizuirea frontierelor Europei, pentru că atunci va fi război.
atunci va fi război în Europa inevitabil. Iar pentru Viktor Orban, care are aceste visuri în cap, să se gândească puțin ce a însemnat 56, turiștii care au venit cu tancuri la Budapesta, și să se gândească puțin ce a însemnat revizuirea frontierelor când sistemul de securitate al Europei s-a prăbușit în 1938. Acordul de la München, spuneau semnatarii acelui apel, care a dus la prăbușirea ordinii mondiale pentru că a dispărut un stat recunoscut, Cehoslovacia, a fost ocupată în martie total de trupele naziste. Și s-a bucurat și Ungaria, revizionistă, care a vrut și Transilvania ulterior și a obținut o bucată din ea, dar nu i-a folosit foarte mult timp. Pentru că și-a pierdut și ea independența fiind ocupată în cele din urmă de aceeași Germanie nazistă. Deci s-a bucurat timp de un an, doi, până când au văzut ce înseamnă să faci revizuirea frontierelor, ce înseamnă un război și care sunt consecințele tragice a aruncării păcii peste bord sub numele că vom mai lua ceva de la vecinii noștri, fie că sunt ucraineni, fie că sunt alți vecini, sau slovaci, gândiți-vă. Sau români. Pentru că acolo ne ducem când face apologia schimbării frontierelor prin forță și prin război. Să nu uităm ce s-a întâmplat atunci și faptul că în momentul în care s-ar recurge din nou la un moment München, adică legat de Ungaria, ceea ce vor acești oameni, Ungaria, Ucraina să cedeze teritoriile, poate obține pace, va fi sfârșitul Ucrainei, pentru că, la fel ca și Cehoslovacia, Ucraina va sfârși ocupată în întregime, cum Cehoslovacia, căreia îi se luaseră zona sudetă și dată Germaniei neziste, în câteva luni a fost ocupată în întregime și a dispărut de pe hartă, urmând să dispară toate celelalte state care își luaseră independența și ele după primul război mondial, în baza ordinii generate de acordurile de la Versailles, ordinea mondială. Toate aceste state au fost ocupate fie de Rusia, de URSS, fie de Germania nazistă, de cele două regimuri totalitare. Deci, cei care visează că își vor face țara mai mare, s-ar putea să rămână fără nicio țară, și nu numai toți cei care visează la așa ceva, din toate țările. Pentru că nu se poate extinde o țară peste altă țară. Toți se vor extinde și se vor ruina încercând să-și mărească propria țară. Mai e o problemă foarte gravă. De la miniștrii de externe, miniștrii de apărării în sus, ai acces la niște informații secretizate ale alianței. Ce discută el în bilateral cu Lavrov? Pentru că înăuntru sălii, într-un Consiliu Nord-Atlantic, acum mai mult, că suntem în situație de război, se discută și vulnerabilitățile. Adică mutăm discursul politic, diplomatic, pe vremea nu era război. Îl mutăm în ideea ca prima linie, sau cei care la un moment dat sunt atacați inclusiv prin război hibrid, să aibă un anume tip de sprijin al NATO de răspuns. Și atunci el știe lucrurile astea. Deci, repet, știu că e o chestiune birocratică, administrativă, dar este incredibil câtă vreme îi se permite așa ceva. Cine ar trebui să nu-i permită? Aliații. Că își permite singur, e clar. Aliații. Ar trebui să-i se refuze, cum spune domnul ministru, accesul la anumite întâlniri. Nu s-a auzit un ministru de externe care să nu se ducă mormânt cu ce a avut acces la un moment dat. Și mai e ceva, i s-a refuzat, pentru că începând cu atacurile asupra legilor justiției, schimbările Constituției, nu știu ce, ați văzut că acum avea 20 de miliarde de euro blocați din fondurile europene. Au obținut niște bani cu șantajul legat de Ucraina, dar a doua oară nu i-a mai mers. Deci la a doua încercare de a mai șantaja... Dar aici e vorba de lucruri mai delicate. Deci, ce spune domnul ministru? Nu i-a mai mers. Numai o clipă. Da. Uniunea Europeană, dacă vă țineți minte, reuniunea aia cu masă cu Ursula von der Leyen, cu Giorgia Meloni, cu Macron, cu Tusk, toți care au fost la masă, 20 de minute și Orban a plecat și n-a mai făcut nimic, s-a adoptat pachetul pentru Ucraina. Și ce înseamnă acest lucru? Și ce înseamnă conducerea de acest tip? Unde duce o țară? N-am discutat pentru că sunt atâtea. A apărut știrea astăzi. Pentru prima dată în istorie, Ungaria a fost depășită de România ca nivel de trai pe cap de locuit, calculat în PIB, la puterea de cumpărare pe cap de... E statistică. Nu înseamnă că toți românii... dar
General vorbind, pe statistică, e pentru prima oară când se întâmplă așa ceva, pentru că știam că Ungaria a fost înaintea noastră și în vremurile comunismului și după, și s-au mișcat mai bine când era Orban, era liberal și aducea Ungaria mult înaintea concluzia noastră. Că mai avem concluzia niște... este că asemenea regimuri deraiază și iată că performanța lor se răsfrânge asupra lor și vreau să vă spun oamenilor. Că nu le-a picat deloc bine această știre și am văzut comentarii în multe medii acolo spunând, a, nu e adevărat, nu e chiar așa, adică nu spică bine când vezi că cei care erau în urma ta au trecut. Vă mulțumesc tuturor. Andreea Popa, imediat, seară bună.